să vedem ce întrebări există mai întâi în îți greșite ponderile. Da, probabil. Da, cred că le-am calculat greșit. Mulțumesc mult de tot, da? Ca să evite asemenea erori de calcul simplu. Din păcate, fiindcă se poate face oricâte ponderi cum vrei, este la tipul fiecăruia dintre ei. Doamna Kenny mă întreabă care activitate de tip bloc și pe aceasta nu se dă notă. Da, într-adevăr, dacă doriți să dați notă, creați notă pe separată. Cum am creat eu nota de examen, da? Nu se înregistrează automat în modulul note, fiindcă ea nu este gândită să dea notă automat. Deci o înregistrați manual. Fișierul acesta cu note din cerere este oficial dacă îl predăm la decanat sau este folosit doar pentru... Nu este oficial. Dumneavoastră trebuie să treceți notele în procesul verbal. Acela este singurul document oficial care rămâne și se atașează în arhivă și face parte din foaia matriculă. Deci nu. Trebuie să-l scrieți de mână în acel proces verbal. Asta este regulamentul. UPT și nu numai. Deci nu se poate. Și nu se trece nota automat dintr-o parte în alta. Aici vă ajută doar să calculați notele, să le aveți pe toate la un loc, să le salvați la dumneavoastră. Numai un pic să termin cu întrebările de aici și după aceea să văd care sunt. Retroactiv se mai poate pune nota. Da. Ați dat teste, dar nu a solicitat notarea, dar mergeți în acea activitate și modificați setarea. Încep scuze, în secundă, nu pe tot. Mergeți în acel test, în acea lucrare, în testul grilă și modificați în setare și ziceți notare. Da? Este acolo un butonel care, dacă faceți, de la afișează mai mult, vă apare să-i dați notă și în momentul acela puteți să puneți notă. Vă răspund și Vlad, dar am specificat și eu. Nu este obligatoriu notarea de aici, nu, dar nu aveți cum să le trimiteți notele studenților altfel, acum cel puțin, în acest moment. Și poate nici altă dată, fiindcă, așa cum știți, conform regulamentului GDPR, este interzis să trimiteți notele și să afișați notele tuturor studenților odată. Deci trimiterea notelor, nu știu, prin form sau afișarea lor pe ușă la cabinetul didactic sau ceva de genul acesta este interzis. Deci orice student poate să vă dea în judecată și câștigă fără drept de apel, că i-a dat notele odată, afișându-i notele cu absolut toată lumea. În acest mod, fiecare student vede doar notele lui, nu și pe celorlalți. Dacă ei vor să le discute între ei și să le afle, este o opțiune personală, nu mai este treaba universității. Deci, din cauza aceasta, vă recomandăm acest lucru, da? Nu e așa de dificil. Pare dificil la început, dar pe bune, credeți-mă că nu este dificil. Mai dificil este să vă setați acest lucru, dar scrieți-vi-le pe hârtie sau într-un XLS. Astea sunt activitățile care le-am pus acum online, astea sunt testele grilă, ce tipuri de note vreau și cum voi calcula nota finală. Puteți oricând să le modificați. Deci eu pot acum să mut într-o altă categorie o altă notă, că m-am răzgândit, nu mai vreau să facă parte din nota de activitate, mai bine le mai calculez la examen, că la examen le dau ceva mai simplu de data aceasta, că mi-e greu să le dau ceva complicat. Și atunci mai calculez cu o altă activitate nota la examen. Și oricând se poate modifica și updata acest lucru. Bun, hai să vedem acum alte întrebări, dacă mai sunt, sau dacă ceva am uitat, băieți, arăt, vă rog să mai faceți atenția. Bună ziua, Grescu sunt. Bună, vă rog. Aș vrea să vă întreb dacă există posibilitatea în catalogele de note să se vizualizeze pe cohorte studenții, așa cum se poate vizualiza pe la participanți la curs. Pe grupe vă referiți, da, se poate. Din cauza, eu acum n-am un curs unde să am cohorte, stai să văd dacă pot de aici și atunci încerc să vă și arăt. Dar să știți că toată lumea poate să le vadă pe toată lumea. Deci nu există că numai unii văd notele. Deci toți tutorii văd absolut toate notele. Deci modulul de note este vizibil pentru toți cei care sunt înrolați ca și tutori acolo. Deci nu puteți zica, nu știu în ce sens doriți acest lucru. Ca să dați note numai la unii sau la alții, da, dacă sunt împărțiți pe cohorte, puteți să-i selectați, caut un curs unde să. Aș vrea să văd pe cohorte dintr-un management al studenților. Sunt pe o serie de curs 160 de studenți și atunci să-i văd pe specializări la note, mai ales când voi completa procesele verbale spre secretariate.
Așa cum se văd din participanți. Da, caut un curs în care să încerc sau cumva aici să văd dacă reușesc să vă arăt acest lucru. Se poate. Deci dacă nu, eventual o să facem o sesiune numai cu dumneavoastră, dar poate e interesant și pentru alții din cauza aceasta încerc să arăt, să arăt la toată lumea și caut undeva unde să pot să arăt acest, acest lucru. Că este din, din setări. Mulțumesc! Cu plăcere! Alte întrebări, dacă mai sunt până atunci, vă rog frumos. Eu aș dori să întreb ceva, Diana. Te rog frumos. Că am pierdut șirul. Era o opțiune acolo când setăm cum se, cu ce activități se calculează nota pe parcurs, nota pe activitate. Opțiunea scade cea mai mică valoare. Și nu, eu n-am înțeles. Dacă punem 0, opțiunea aia este, activitatea aceea este exclusă de la calculul mediei. Nu, calculează cu 0. Ah, perfect. Bun, asta da, era. Că dacă e o temă, zero. O dacă, temă nu-i de... pui, dacă nu-i pui nimica, deci dacă e gol acolo, nu-i completa nimic, apare o liniuță în momentul da. Acela, atunci el exclude acea notă. Ah, face, am înțeles. Împarte cu 3 sau cu 4. Da. Deci, asta e valabil dacă pentru teme... pondere, dacă ai dat cu pondere, atunci face bine calculul, că dacă are 0,2 din nimic, nu știe să facă. Deci, și se poate, poate să o greșească, că dacă tu la 0,2 nu i-ai dat notă și el a calculat cu 0,3 sau cu 0,6, numai zice, nu iese nota bine. Știi? Și acolo poți apare erori. De aceea este întotdeauna unde, chiar unde sunt și liniuțe, dacă ați făcut click pe acel lucru cu exclude notele nemarcate, să treceți notă. Să puneți 0 sau 1 sau ce notă vreți din asta să treceți. Bun. Deci acolo se... Am înțeles explicația, dar n-am înțeles acolo trec 0, îmi scade cea mai mică valoare. Da. Bun. Mulțumesc. A, nu, unde scade cea mai mică valoare, da. Vasile Gherhe sunt. Bună. O întrebare. Dacă avem, avem cele 3 prezentări pentru examene, cum facem ca să excludem dacă la prezentarea întâi studentul ia notă de trecere, nota 5? La prezentarea a doua ia nota, nu știu, 7. Media finală când o calculează platforma. Cum excludem nota 5 pe care a primit-o la prima prezentare? Sunt mai multe posibilități prin care poate face, dar nu e chiar așa de simplu, un pic mai avansat acest lucru și ar trebui să puteți aveți notele introduse deja. Deci, efectiv, când îi dai să... un pic am să intru înapoi ca să vă arăt că nu e mai simplu așa. O secundă. Așa. Ok. Mă duc acum, de exemplu, în modulul de... în parte, scuze. O secundă, să-l găsesc, nu asta. Poți să... stai că aici am rămas ca și student, dar o secundă, note. Poți să-i dai, de exemplu, sunt mai multe moduri, da? Deci atunci când îți face calcularea, da? Să-i spui să-l selectezi una dintre note. Deci, de exemplu, ai mai multe... Vedeți cum am avut eu aici, proiect intermediar, vedeți? Îl vezi că e cu gri altfel, da? Eu pe acesta l-am ascuns, nu l-am afișat și i-am selectat pe cu aceasta să nu facă notă. Înțelegeți? Deci acel mai simplu așa este, numai că nici nu mai vede studentul ce notă a avut intermediar, fiindcă el nu mai face notă atunci cu el. Cealaltă posibilitate, stai să mă gândesc cum mai făceam... Intram din setările de note de curs și aici îi spuneam care dintre ele să fie ascunse și să nu mai fie vizibile din, la fiecare dintre note. Unde sunt? Încerc scuze, nu mai mi-aduc aminte exact. Vedeți cum se mai curcă și oamenii mai isteți. Pentru că eu de obicei așa o fac.
nu știu, Andrei sau careva, Silviu, știți voi careva, Vlad, că nu mai mi-aduc aminte cum făceam din setările notelor să îmi facă cu o singură cu o notă să nu mai facă media. M-am blocat eu acum. Că cel mai simplu e de aici, să selectez acea notă, să editez calcularea ei, să nu calculez, de acolo, să o ascund sau să o șterg. Numai de aici. Asta mi-e cel mai simplu să vă zic. Știu că se mai poate face și altfel, dar acum pe moment nu mi-aduc aminte cum. Deci eu de aici o fac întotdeauna. Deci am mai multe note și unele fie le șterg sau mă rog, nu le șterg, le ascund sau le editez calcularea fiindcă și atunci nu le mai calculează. Dacă este cu pondere de zero, nu le mai calculează. Bine, mulțumesc. Dacă am înțeles eu, nu e vorba de o întrebare când vine la mărire. Păi când vine la mărire, îi suprascrii nota. Și aia se poate, suprascrie nota. Dar dacă vrei să păstrezi notele separat la fiecare dintre, cum să zic, prezentări? Dintre prezentări și să vadă cum o lua și tu să vezi ce note o lua și să salvezi Excel-ul cu toate notele de la fiecare dintre prezentări, asta e modalitatea cea mai simplă de aici. Deci eu așa o fac. Știu că se mai poate face și altfel, dar acum nu mi-aduc aminte și dacă nu mi-aduc aminte înseamnă că e mai complicat. Bun. O modă alternativă de trimitere de la domnul Ciupe pentru că se poate face automat și din Word, prin port din Excel. Transmiterea oficială o face Outlook. Da. Da, se poate face prin e-mail la fiecare. Da. Deci prin care trimiteți notele, dar nu pe grupe, individual la student. Deci întotdeauna. Prin e-mail. Cum, dacă noi setăm trei examene, 1, 2, 3 pentru cele trei prezențe, cum se face ca programul să calculeze pentru unii examen, unul pentru alt examen? Păi, el calculează nota după fiecare examen. Deci, după ce ați avut primul examen, alealte le ascundeți, le faceți inactive, examenul 2 și 3 și calculează doar pentru examenul 1. Când ați terminat examenul 1, la cei la care le scrieți notele examenul 2, anulați, ascundeți notele, cum am arătat mai înainte, ascundeți modulul de note examen 1 pentru toată lumea, nu mai calculează cu el, calculează doar cu examen 2 și modifică nota doar la cei la care au, la ceilalți nu le modifică. Și tot așa, deci nu puteți de la bun început să ziceți acum îmi calculez numai cu asta, cu asta, cu asta. Se întâmplă după ce ați trecut notele de la examen. Da? Bun. Dacă mai sunt alte întrebări legate de aceasta și dacă nu pe cohorte, da, să-i înrolez, n-am reușit să intru acum pe o cohortă, am să revin cu aceasta, că mi-e greu acum să vă arăt cum face, fiindcă nu reușesc să găsesc, nu pot să mă accesez un curs cu cohorte și să vi-l pot arăta. Dar am notat acest lucru și o să vi-l arătăm. Andrei este în curs de la ora 12 și poate să mă ajute să-mi creez o cohortă acum. Diana, Mugul, Dragomir, sunt. Rog, am o întrebare. Noi lucrăm cu toate facultățile, cu toate specializările, mai sunt și alți colegi care au la fel ca noi. Se poate întâmpla situația pe care am întâlnit-o acum la disciplinele noastre ca studenții să fie înrolați greșit la o altă facultate. Există o variantă cumva de importare a acelor studenți de la o facultate la alta sau trebuie din nou înrolați la facultatea bună și ștergi din facultatea unde a fost înrolați greșit? Da, deci nu poți să înrolezi în mai multe cohorte decât într-una singură. Deci ei trebuie șterși din facultatea greșită și adăugați în facultatea bună și asta se face manual. Deci dacă ai sesizat acest lucru, trimite-ne să vedem din ce cauză. De obicei noi am luat cohortele, sunt create după GISC și alea au fost chiar verificate. Deci numai că nu pot să fie din ăștia care s-au înrolat după aceea manual și acolo să mai poate. Da, este auto-înrolare în cazul acesta al nostru. Deci este o înrolare după înrolarea generală care s-a făcut conform specializării pe care o au. Atunci trebuie să numai noi putem să-i scoatem dintr-o cohortă. N-am înțeles. Mulțumesc. Trimite mail, dar trimite direct către mine sau și ceva și o să încercăm să-i rezolvăm. Ok. Mersi. Mulțumesc și eu. Eu sunt Svetlana Vârcovi și vreau să spun, apropo de ce, de ce a zis colegul meu, asta am văzut și eu, dar este o altă problemă. Sunt înrolați
la 2-3 facultăți, adică nu că sunt înrolați greșit, sunt înrolați la 2, de exemplu este și la ETC, și la postuniversitar, și la științele comunicării. Postuniversitar e separat. Da, dar studenții sunt înrolați la postuniversitar sau cea de la postuniversitar se află și la postuniversitar și la o altă facultate. Da, așa este, pentru că postuniversitarul are altă structură. El trebuie să fie student al unei alte cohorte, al unei alte facultăți. Și după aceea sunt la postuniversitare separate, e peste. Deci e normal să fie așa. Nu știu de ce nu e normal să fie așa. Deci adică, dacă e student la un post universitar, el trebuie să fie student, că altfel nu-și vede cursurile lui normale de la facultate. Nu. Ei sunt absolvenți, mă iert acum. Sunt absolvenți de facultate. Nu sunt studenții noștri, decât sunt doar la post universitar. Cursanți. Nu, dar vreau... Hai să-i luăm asta separat, că asta cred că e numai la... Deci, studentă care... Studentă care este în anul 2, la, să zicem, la didactică, ea se găsește, la didactică este la științele comunicării, studentă la științele comunicării și o găsesc la post universitar, dar figurează și ca studentă la didactică în anul 2. Pentru că puteau să pot să fie înscriși la mai multe specializări, la mai multe facultăți odată. Ei. Păi nu poate să fie la post universitar, că ăla trebuie să fie terminat cu licență. Și ea nu e în anul 2 studentă la altă facultate. Da, fiindcă face încă o altă facultate. Poate să facă o altă facultate, înțelegeți? Dacă a terminat, a terminat la VEST, de exemplu, și eu am student. Nu, este studentă... Da, nu știu, trimite-ne pe mail, mie direct, exact care este cazul acelor studenți, că noi rostinem acum lumea pentru o situație particulară, deci... Bun, la Mugur și Mugur o să trimită. Mugur, vă rog frumos, trimiteți-ne exact pe mail. Ăștia sunt studenții care nu au ce să caute și noi investigăm, să vedem de unde este. Bine, că nu știu să vă zic așa. Teoretic, nu știu să vă zic. Plus că sunt studenții unde doamna Mazilescu are cursul, dar eu am seminarul și nu figurez niciunde, iar ei nu figurează în lista mea de studenți. Din nou, trimiteți-ne cazurile astea speciale să le văd. Nu știu să vă zic. La mod teoretic, toți tutorii s-au înrolat acum unde au zis că trebuie să fie înrolați, după tabelul care l-am primit. Aproape cu, cred că, o singură excepție de la o facultate de la AC, toate celelalte departamente au revenit cu modificări de nu știu câte ori. Înțelegeți? Pot să ne și scape, că noi am avut un document, l-am încărcat, l-am curățat, l-am mai luat încă o dată. Ele noi trebuie curățate ca să le putem automatiza un pic și să putem să și facem o validare, verificare. Că altfel stai și faci chinezărie, rând cu rând, manual, dacă nu faci altfel. Bine, și au venit cu modificări după aceea de fiecare dată, încât poți apare erori, normal că poți apare. Deci, dar spuneți-ne exact bine, unde este. Da. Cum ce știm noi acum, toate cadrele didactice sunt alocate corect la cursul, așa cum ne-au spus. Acum la studenți, mai ales ăștia cu auto-enrol, nu știu, trimiteți-ne exact cazul și vedem. Haideți să văd. O lucrare pentru doamna Cocheci. Asta știu că ați rezolvat-o și ați spus. Mai iau din întrebările de aici, că știu că cineva m-a întrebat ceva la început și nu s-a putut. Domnul Popovici mă întreabă că a fost dat afară din Zoom și că dacă se poate să du... dacă se poate să doar utilizatorul host să poată să facă aceasta. Din păcate, în acest tip de întâlniri, nu, doar în webinarii. Deci, din știința mea, nu. Silviu, dacă știi altfel, te rog să mă, să mă corectezi. Are, și eu trebuie să ies din treaba asta. Alo, Ionica? Sau Ionica, te rog, mă spune întrebarea dacă ai întrebare. Așa, noi avem o problemă. Zi mai tare că nu te auzim. Stai să-mi pun casca. Ridică-ți un pic microfonul, te rog. Ionica? Acum te auzim. Bun. Uite ce, noi avem o grămadă de studenți care nu sunt înrolați. Ei au primit, nu, la un moment dat, au primit o adresă de mail, mulți nu mai țin minte. E o problemă. Cum rezolvăm acest balamuc? Cele cu adresele de student.pt.ro a trimis și domnul rector că studenții să solicite resetarea parolei și să spună cum direct la Laura Mirică, laura.mirica@upt.ro. Adresele de e-mail de student.pt.ro
Nu noi le gestionăm. Dacă sunt alt tip de adrese de e-mail și ei nu-și mai țin minte parola, atunci nu putem decât să ne scrie nouă și să le modificăm noi adresa de e-mail din sistem. Nu-și mai știu adresa de e-mail, pentru că n-au folosit-o niciodată. Din cauza asta mi se blochează nouă sistemul de transmitere a e-mail-urilor și e-mail-urile bune nu pleacă, știi? Da, e... și asta e o situație care presupun că nu e numai la noi. Cred că e... Nu. Da, la vreo 3 facultăți, din ce am văzut noi din cohortele de studenți, se întâmplă asta. Deci adresele de studentul.pt.ro nu funcționează sau adrese de e-mail pe care ei le-au trecut în dorul elii la GISC, la secretariat, că n-au vrut să fie contactați niciodată de facultate, că altă explicație nu am. Da. Și cum procedăm în cazul ăsta ca să-i putem înrola? Deci există acel formular online care apare pe prima pagină la login, unde ei trebuie să-și treacă numele, exact specializarea facultatea, în formular online, care noi l-am creat exact pentru asta și a fost trimis deja către studenți, cred că de săptămâna trecută, de marți sau de miercuri, și deja am strâns vreo 1000 și ceva de studenți dintre acolo, de care să știți că numai vreo 70-80 nu aveau conturi în campusul virtual. Restul toți aveau, dar aveau adresele de e-mail invalide. Am înțeles. Păi astăzi am curs cu ei și o să le fac acest anunț. E foarte important. Este chiar pe prima pagină de la login. Ok. Bine, mersi. Cu plăcere. Să vedem dacă mai avem vreo altă întrebare legată aici. Bun. Cum puteți introduce în CV acest datele noastre pe care să fie introduse. Deci e un formular. A răspuns Silviu. Deci este, când mergeți pe modulul de Zoom, vă apare exact acel mesaj. Un link către formular, unde trebuie să scrieți acest lucru. Dar să știți că deja aproape toate facultățile, deci 6 facultăți, au trimis și le-au fost alocate conturile de Zoom fiecarei facultăți. Deci întâlnirile de pe Zoom sunt gestionate deja de către facultăți. În cazul AC, ETC, ET, construcții și comunicare și nu mai știu dacă mai era încă cineva. Cred că atât deocamdată. Arhitectură. Și arhitectură. Deci există administratori deja pe facultăți care gestionează acest lucru și legat de orar și de absolut tot. Deci cu aceia discutați pentru întâlnirile pe Zoom. Dacă sunt aceste facultăți, de la celelalte facultăți așteptăm cel târziu astăzi să ne vină numele administratorilor, fiindcă am dorit ca măcar această parte de Zoom să putem să o trimitem către facultăți, fiindcă vă cunosc mai bine și știu exact ce nevoie aveți fiecare dintre dumneavoastră. Să văd dacă mai sunt alte întrebări sau dacă mai aveți alte întrebări, vă rog frumos. Așa, m-a întrebat domnul Popovici. Pentru videoconferința Zoom, contul de Basic Free, ce recomandați pentru setări? Să nu solicitați password, părerea mea, fiindcă altfel trebuie să primească studenții prin e-mail acel password. Așa ei își mai pot distribui între ei, să zicem, link-ul, cum a fost și cazul acum, și puteți poate să intre și să participe la curs. Deci nu are rost. Doar authenticated user nu, din nou, fiindcă altfel ei trebuie să primească din nou un password, în cazul acesta se activează. Enable waiting room. Din nou, eu vă recomand nu. Deci întâlnirea să pornească când o porniți dumneavoastră. Este cum avem și noi setat acum. Nu poate să intre un student să stea acolo, fiindcă se poate porni înregistrarea, se pot strica din setări, etc. Da? Camera de așteptare aceasta înseamnă că ei stau într-o cameră de așteptare și dumneavoastră trebuie să-i aprobați unul câte unul să intre în întâlnire. Se practică mai ales, nu știu, la întâlnirile de tip business, în care tu vrei să faci o parte din întâlnire separat și o parte cu alții. De asemenea, este un tutorial foarte bun făcut pentru breakout rooms. Această întâlnire, eu pot acum să vă împart pe dumneavoastră în mai multe întâlniri separate, în care fiecare dintre dumneavoastră să discutați ceva, chiar un asistent alocat, deci dintre host,
și după aceea să reveniți înapoi. Deci în Zoom sunt și aceste facilități. Da? Să mai spun o dată adresa de e-mail. Este a lui Laura Mirica, secretară de la rectorat. laura.mirica@upt.ro. Studenții au primit această informație prin legi, prin reprezentanții lor, dar na. Nu știu dacă toți au solicitat-o. Care este diferența acum între un cont basic și unul pro? Limita de participanți, a răspuns Liliana Mățiu, deci basic nu permite decât până în 100 de participanți simultani în întâlnire, pro până la 300. Aș mai avea și eu tot o întrebare. Da. Am completat formularul pentru Zoom, pentru platformă și am primit o notificare cum că anumite privilegii pe care le am pe contul de Zoom Basic pe care le aveam eu, s-ar putea să le pierd pentru că devin un simplu membru. E diferență mare? Silviu, poți să răspunzi tu, te rog frumos. Da, o să intervin eu aici. Nu, dacă aveți cont basic, nu pierdeți nimica, fiindcă atunci când îl atașăm contului UPT, tot cont basic va fi. Ei anunță, fac acest anunț, indiferent ce fel de cont aveți. Contează atunci când aveți cont personal de tip pro, atunci veți fi, downgradat. Ok. La cont basic. Bine, mulțumesc. Te înțeleg că nu-i benefic pentru cei cu contul pro? Da, pentru cei cu conturi pro nu e benefică deocamdată integrarea cu campusul virtual, fiindcă vă scade din drepturi în momentul și în care... Și dacă v-am trimis deja solicitarea, pot să renunț la ea? Foarte bine că mi-ați trimis-o, pentru că noi discutăm acum cu cei de la Zoom să vedem, să găsim o cale de a rezolva situația asta. Deci dacă mă afectează fiind cu licență pro, atunci aș renunța la solicitare. Deocamdată, deci în regulă că mi-ați trimis cererea ca să vă aflăm, să vă avem în vedere, dar nu v-am adăugat încă. Bine, mulțumesc, aștept răspuns. Cu drag. Am și o întrebare, Ioana sunt. Și eu mi-am cumpărat licența pentru Zoom și acum, astăzi, deja țin cursul pe Zoom-ul ăsta cu licență. Apare acolo, în dreapta sus, că am licența. Și mi-a venit și am transmis la copii inclusiv parolă de acces. Nu! Ce să fac? Nu! Așa cum să le dai parolă la studenți de acces pe contul tău, Ioana? Tu le dai doar un link. Creezi întâlnirea, meeting-ul, este tutorial pentru asta. Am și arătat și eu. Și creezi deci un link, care poate să fie un link recurent, să fie același link în fiecare săptămână. Da, deci eu de acum încolo, acum am făcut-o, am pus-o. Acum schimbă-ți parola, nu? Schimbă-ți parola în contul nu ăla. E parola de acces, sunt niște litere, nu știu ce acolo. Nu e parola... Cred că e parola meeting-ului. Parola meeting-ului, da, e parola meeting-ului. Sau meeting este parola. Și link, este și link și zice, nu e parola de acces după mine, la Zoom, nu e la Zoom-ul meu, e parola de acces la ședință. Dar nu puneți parole la ședințe? Păi, dar mi-o pus automat. Nu ți-o pune automat. Așa mi-a apărut acolo. Ba, conturile pro pun automat, dar trebuie automat. Debifată. Da, deci o debifez. Trebuie desetată, de fiecare dată trebuie desetată. Și puteți să vă creați, mai ales la conturile pro, un template pentru curs cu anumite setări și atunci numai selectați acel template. Deci eu stai să-mi notez. Deci trebuie să deselectez pe data viitoare. Acum parola. Am făcut așa. Deci deselectează parola. Adică chiar dacă mi-apare, eu nu mai trimit la copii sau trebuie să fac altceva? Nu, sunt două câmpuri. Da. Cu parola sau fără. Și implicit vă apare cu parola și puneți în stânga fără parolă. Așa, bine, Nelu. Mersi. Altă întrebare. S-au desemnat administrator pe facultate pentru aceste licențe Zoom Pro. Dacă trimitem dumnealor programarea, mai trebuie să facem înscrierea și pe campus virtual? Nu. E foarte bine de spus asta, fiindcă altfel vor apare foarte multe redundanțe. O să vedeți. Da, deci fiecare facultate decide cum face acest lucru, știți? Pe de altă parte, după mine, totuși trebuie să anunțăm, pentru că
Ea anunț pe studenți cu link-ul, păi, dar facultatea face link-ul. Dacă studentul simultan este solicitat de două cadre didactice, unul cu licență cumpărată și unul fără, la aceeași oră. Deci cineva totuși trebuie să țină evidența asta. Facultatea. Este un responsabil. Deci până la urmă tot doamna, trebuie să anunțăm. Doamna profesor Ionel, aveți un mail în box, în boxul de UPT, în care e desemnat deja administratorul pentru aceste activități pe facultate, domnul Dume. Da, mi-a venit trebuie, de la... Domnul Dume trebuie anunțat ca să nu încărcăm excesiv campusul virtual cu tot felul de chestiuni astea. Cred că, domnule profesor Țucu, cred că vă referiți că dacă anunțați administratorul, atunci nu mai e nevoie să completați formularul pe care eu vi l-am mai trimis până acum, nu? Da, dar aici mai apare un tip de probleme. Cei care au licențe pro... Oricum nu erau interesați de intrarea pe licențele de la dumneavoastră. Da. Atunci, la lor trebuie să anunțe simultan colegul care se ocupă, fiindcă dumnealui va gestiona orarul. Da, deci trebuie să anunțăm. Atenție, aici trebuie văzută problema din toate punctele de vedere. Da, deci trebuie să anunțăm nu pentru noi, ci pentru copii, ca să nu aibă două activități simultan. Exact, pentru a evita suprapunerea. Asta vreau să spun, da. De exemplu, responsabilul de facultate. Exact, ce scuze. El trebuie să decide. Responsabilul de facultate face gestiunea orarului studenților. El trebuie să aibă foarte clar studenții și după orarul studenților face acea repartizare. Deci atenție că acest responsabil... Trebuie să aibă legătură și cu responsabilii din alte facultăți, că noi nu predăm numai la mecanică, în cazul nostru. Exact, asta este una dintre probleme la care vreau să mă refer acum. Nu-i cazul meu, dar... Critică, vezi că-și citesc gândurile. Păi, na, mai ales de când te cu anumită experiență, știți, eu mi-aduc aminte pentru situația actuală, lozinca din comunism, cu decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Și să nu cădem din nou în această lozincă. Aici trebuie să medităm cu toții. Ok, mulțumesc mult de tot. Așa cum am zis, e responsabilitatea facultății care va aloca un orar. Unele facultăți au decis că merg exact orarul care există, altele nu. Deci asta este, de aceea am și dorit ca această parte să fie pe facultate, ca să, fiindcă se și poate gestiona, fiindcă ceea ce nouă ne-a fost, să zicem, teamă, pot să zic așa, în acest moment, este că unele cadre didactice au făcut întâlniri cu studenții și altele nu. Noi nu avem de unde să știm acest lucru. Asta numai facultatea. Cineva care răspunde din facultate de orar poate să știe că da, se întâmplă acele întâlniri sau nu se întâmplă acele întâlniri cu studenții. Și nu neapărat prin Zoom. Noi am dat această posibilitate, dar am spus și am și arătat de numărate ori că puteți să faceți prin Microsoft Teams, care e o unealtă care este integrată și este inclusă în pachetul de Office 365 pe care îl are fiecare cadru didactic al Politehnicii, care are adresă de upt.ro. Da? Deci, cum doriți dumneavoastră? Pe ce canale doriți? Dar comunicați la facultate. Facultatea trebuie să știe acest lucru. Deci, acel responsabil pe facultate pentru asta a fost numit ca să știe exact care este orarul și fiecare cadru didactic, cum își va ține orele. Probabil că îi va lua o săptămână până ce se va lămuri cu toată lumea ce și cum, estimarea mea, și după aceea fiecare va ști ce trebuie să facă. Deci, na, fiindcă, din nou, sigur nu ne întoarcem la școală până la 1 mai, părerea mea cel puțin, că aia cu 16 aprilie e un vis. Și mai ales că orarul trebuie făcut pe jumătate din timpul alocat activităților în mod normal. Deci trebuie făcut un orar la nivelul facultăților. Da. Domn profesor, nu se va reface, pentru că dacă tot schimbăm de fiecare dată, cel puțin deocamdată, deci dacă de fiecare dată schimbăm, la un moment dat o să ne încurcăm în propriile schimbări. Intră o oră, stă o oră, intră o oră, stă o oră, mai ales la master, unde știți că lucrurile sunt complicate și ei de-abia se obișnuiesc cu orarul după primele 4 săptămâni. Oricum, master... așa am procedat și așa am procedat, am alocat tot timpul de că a afectat. Așa că numai online am fost jumătate. Deci orarul trebuie menținut, mai ales, de exemplu, dacă ai un curs de 2 ore sau de 3 ore. Pentru copii este foarte solicitant să stea o oră și ceva nemișcați cu casca, cu video, cu... Deci nu putem să schimbăm orarul. Ar fi o
o mare, eu știu, pentru niște situații cu totul și cu totul speciale, motivate poate pentru încărcare. Deci asta este o decizie care trebuie să o discutați la nivel de facultate. Deci fiecare facultate decide cum vrea să facă, poate chiar specializare sau departament. Nu noi. Deci nu noi și tocmai acest lucru nu l-am dorit. Administrator, chiar în mesajul primit de administrator, am primit această chestiune că pe jumătate din timp alocat. De aceea trebuie corectată treaba asta. Mesajul trebuie corectat. E corect. Mesajul e, domnule profesor, mesajul e bine făcut. Jumătate din program cu respectarea orarului. Asta înseamnă că încep la prima oră. Încep la 16, te oprești la 17, cu al doilea modul încep la 18, te oprești la 19 și așa mai departe. Corect. Deci, mai ales că suntem în săptămâna 7, vine săptămâna 7. De ce să mai schimbăm orarul, părerea mea? Ok, asta s-a tot discutat. Luni vine domnul rector, puteți să-i spuneți cât vreți, că eu n-am ce să vă fac aici la orar. Deci v-am zis, a s-a mutat la facultate problema, vă descurcați în fiecare facultate cu ea. Observați că suntem într-o dezbatere mecanică în acest moment. Exact. Deci, ca să nu zic de departament. Da. Deci la modul general, fiecare... Cel mai mare departament. Da. Cel mai mare, așa. Mai ales că și scrie... Maxim 5 ore pe zi, dar niciun student, niciun orar n-a avut... Îmi cer scuze, mă pun pe mult. Vreau să spun doar atât, că, din nou, fiecare, dacă a folosit până acum Microsoft Teams, WebEx-ul, orice altă unealtă, este din punctul nostru de vedere și al universității, din câte am văzut eu, din tot regulamentul, ok. Da? Deci aveți cont de pro folosit, îl aveți, faceți cu Microsoft Teams, fiindcă aveți grupe și știți, sau învățați studenții, faceți la fel. Nu v-am zis nimic, noi doar am spus că cele 30 de conturi ale care au fost cumpărate de Politehnică în sub licență generală de Politehnică au fost alocate deja la facultăți și fiecare facultate poate să-și gestioneze orarul individual, pe facultate. Deci nu le vom mai gestiona noi decât pentru învățământul la distanță sau cazurile excepționale dacă apar și aceste webinarii, da? Care le gestionăm tot noi în continuare. În rest, de luni, fiecare facultate își va gestiona întâlnirile față în față după orarul pe care îl stabilește fiecare dintre ei și după cum dorește să facă fiecare acea întâlnire, acea parte sau ce doresc ei să facă. Da? Deci asta vă rog foarte mult să fie foarte clar. Deci puteți să mergeți cum ați vrut, cum faceți orarul la facultate. Deci nu la noi și nu cred că domnul rector vă va da o soluție unică. Da? Singura dorință a fost ca studenți, asta a fost solicitarea expresă a studenților, să nu fie încărcați, adică să nu trebuiască să stea online, plus că v-am spus, în mediul online când vă mutați, luați în considerare activitățile asincrone, dați-le studenților ceva de făcut, nimeni nu este capabil și dumneavoastră, vă dau un scris că mai mult de 20 de minute nu mă puteți urmări, de aceea încerc să arăt doar câte o singură chestie și așa pierdeți bucăți din ea. Nu o să vă urmărească niciun student 2 sau 3 ore online. De acord. Deci, da. Și trebuie să aibă și pauză, să bea o apă, să meargă la WC-ul, deci, să nu știu ce. Da. De asta vă rog foarte frumos, da? Deci vă rog mult de tot. Asta a fost rugămintea, să mutați activități în mediul asincron, dați-le sarcini, gândiți-vă, folosiți-vă creativitatea, că aveți foarte multă experiență pedagogică, vă știți disciplina mai bine ca nimeni altcineva. Găsiți alte modalități prin care ei să poată să facă. Și când faceți prezentarea online, mai rupeți-o, nu stați numai dumneavoastră cu PowerPoint să vorbiți, nu știu, le mai arătați aplicații, le mai arătați un video, chiar dacă nu-i făcut de dumneavoastră și arată numai o situație din acea tehnică care apare. Îmbunătățiți-vă cumva prezența în online ca să le păstrați interesul studenților, fiindcă nu avem decât săptămâna 2, care se închide acum din această pandemie, să zicem, și mutare în online. Nu suntem nici pe departe cum au fost, eu comunic foarte des cu colegii din alte țări, cu colegii italieni, știu exact ce fac, cu colegii din Beijing, din Wuhan, la fel, Universitatea din Wuhan, rector de acolo ne este prieten, deci ei sunt la săptămâna 8, 12 unii dintre ei de când fac asta. Să ne dea Dumnezeu să ne ajungem acolo, dar dacă trebuie să vă gândiți pe termen lung, nu gândiți numai săptămână cu săptămână și pentru ziua de mâine. Poate vă ajută și psihic acest lucru. Gândiți și planificați și cu studenții activitățile pe termen lung. Bine?
Apropo, Diana, deci, eu astăzi am primit, am intrat puțin mai târziu, că am primit de la Silviu, cu nume destul de ciudat, mesajul că ținem și link-ul astăzi la ora 11.42 și atunci am intrat. Silviu se chema acolo Iago Timi. Alt mesaj nu am primit, am primit de la tine azi dimineața. Deci am zis deja de dimineață, am tot zis și ieri și alaltă. Încă nu am reușit să rezolvăm problema cu e-mail-urile. Deci datorează să, dacă tu ai dat, nu din campus, ai dat de pe adresa ta oficială, upt.ro, fără alte, poate că vine mai repede. Încearcă așa. Cum să trimit e-mail la toate cadrele didactice? Nu am acest drept, doar domnul rector are acest drept. De aceea l-am el să trimit. Păi atunci pune la treabă. Dacă nu trebuie să selectez 950 de oameni, unul câte unul. Mi-am, cred că, două ceasă să fac asta. Nu pot să trimit în grup decât dânsul poate să trimită în grup la toate cadrele didactice din Politehnică. Nici măcar la mine în departament sau în facultate n-aș putea. Da? Se poate rezolva cu decanii. Cu decanii, ne trimită decanii. Da, cumva, nu știu. Eu nici pe CD, pe decan nu pot să trimit, pe nimica. Deci nu pot eu să fac acest lucru. Trimite cineva la decan și decanul distribuie. Dacă distribuie decanul, mă abțin. Păi, sunt decanii care nu i-am văzut niciunde încă, nici în online, nici altundeva. Spune unde vrei și ți-l trimit pe al meu, unde vrei. Da. Bun, acum revenind, vă rog foarte mult, vă mulțumesc. Deci lunea viitoare ținem sau când nu? Luni, da, la 11. Intrați păi în forum, cum am arătat de la începutul acestei sesiuni. În forum sunt link-uri absolut toată săptămâna. Da, mai arată. Este mesajul acolo. Păi este, da. Una secundă. Deci revin, în forumul de curs de tutoriale pentru profesori, în acest news forum, am ratat ce spus la început, există sesiuni, e prima știre și va rămâne prima știre, fiindcă aici vă rog foarte mult să nu mai publicați nimeni nimic, ca să rămână clar în ordine, ca să știe lumea ce face. Și aici sunt link-urile și orele și tematica către absolut toate întâlnirile de săptămâna viitoare. Sau sus care vor fi trei, luni, marți și joi, da? Și cu ce tematică va fi pe fiecare dintre ele. Și cu link-urile care se vor activa atunci, da? Tot aici, în acest curs de tutoriale profesor, mai jos v-am zis, s-au mai adăugat din tutoriale, vă rugăm să vă mai uitați peste ele, da? Sunt și sesiunile de pregătire și în exemple de bună practică, colegii dumneavoastră au scris și au pus informații cu idei și cu soluții de a se realiza ceva. Da? Doamna și vă rugăm, dacă aveți soluții sau idei, să le scrieți aici, în această zonă. Doamna Diana, vă rog. Că dacă vă uitați la News Forum, e o eroare și pe unii o să încurce. Dar la sesiunile online, intrați așa și vedeți că e ca și cum ziua de miercuri ar fi 0 aprilie, că marți e 31 martie și joi e 1 aprilie trecut, când colo e 2. Ah, da, ce scuze. O să nu e problemă de scuze, numai nu, vor am fi unii eu. Care vor... Nu da, trebuie da, să bine vă cere scuze, spus. Nu-i vorba de asta. Ok, bine. Mie mi-era clar că ați zis că miercuri nu, dar dacă cineva nu... Nu că miercuri nu pot eu la acele ore și vineri am întâlnire, trebuia vineri să fiu plecată din țară și să mută întâlnirea online. Sărmâna, nu trebuie să dați explicații, nu-i vorba de asta. Doamna profesor Ioana Ionel, sus în dreapta este un clopoțel și puteți acolo găsi iarăși e-mail-urile noi sau anunțurile noi. Bun, vă mulțumesc foarte mult tuturor. Aveți link-urile pe toată săptămâna. Acum o să intre și în inbox. Vă vom promite că rezolvăm problema cu e-mail-ul. Sperăm că până luni să o avem rezolvată. Fiindcă implică, nu e așa de simplu, implică și achiziționarea unui serviciu profesional. Deci intrăm în rândul universităților vestice deja cu partea asta. Și asta este. Noi suntem bucuroși că se comunică așa mult, dar v-am zis, marea problemă a neprimirii e-mail-urilor nu vine atâta din sistem, ci din faptul că foarte multe e-mail-uri
se întorc înapoi, fiindcă fie adresa de e-mail nu e bună, fie inbox-ul e full, cum a zis și domnul profesor Andreescu. Sunt studenți care nu-și mai știu adresele, nu intră acolo niciodată. Fie că sunt de la studentul PT, fie că sunt de la altele. Și inclusiv și DASC, pot să vă zic acest lucru. Da, asta este. Vă mulțumesc foarte mult! Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să aveți un weekend frumos și liniștit și încercați să vă mai și relaxați, să stați acasă pe balcon, în curtea proprie și să vă bucurați de soarele care vine. Mulțumim! Weekend frumos la toată lumea! Mulțumim. La revedere! La revedere tuturor!